A spus că a dat meditații la matematică, dar s-a încurcat la aria cercului. Viorica Dăncilă a fost pusă în dificultate marți seara în cadrul dezbaterii cu jurnaliștii organizată de PSD, tocmai de o întrebare de matematică. Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Raza la pătrat. Pi ori raza la pătrat. Am dat meditații la matematică și credeți-mă că am putea, dacă aveți timpul liber, să veniți alături și să vedem cine știe matematică. Sunt inginer, credeți-mă, toți inginerii din România fac până în anul 3 de facultate matematică. Am făcut facultatea 5 ani de zile. Și contrar celor afirmate în spațiu public, am terminat totuși cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică. Și chiar dacă vreți să vorbim despre matematică, vă stau la dispoziție chiar după terminarea conferinței de presă, acestui dialog cu presa. Aflat la dezbaterea de la Biblioteca Centrală Universitară, Iohannis a izbucnit în râs când a aflat de gafa Vioricăi Dăncilă. Am înțeles că din dezbaterea doamnei foste premier a fost întrebată care e aria cercului, pentru că a dat meditații la matematică, a spus domnia sa. Știu că și dumneavoastră ați avut această activitate. Nu o să vă întreb pe dumneavoastră care e aria cercului, doamna a spus că R pătrat este. Dacă vreți să precizați care este, nu e niciun fel de problemă. Aria cercului a devenit ulterior și cea mai căutată sintagmă a zilei pe Google, chiar peste fosfura de aluminiu, substanța legată de cele 3 decese înregistrate într-un bloc din Timișoara. Aria cercului a avut cele mai multe căutări în județul Sibiu, locul natal al președintelui Klaus Iohannis.